Bună săgetător și bine ai venit la previziunile pentru săptămâna 21-27 noiembrie. Acestea sunt valabile atât pentru cei din Zodia Săgetător, cât și pentru cei care aveți luna sau ascendentul în acest semn zodiacal. Iar dacă previziunile ți se potrivesc, te aștept cu drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Am lăsat un link în primul comentariu, dar și în descrierea acestui videoclip pentru cei care sunteți interesați. Dragi săgetători, um, o săptămână extrem de frumoasă. În primul rând vreau să-ți urez la mulți ani dacă îți sărbătorești ziua de naștere în această perioadă. Să știi că este o perioadă extrem de frumoasă pentru săgetători și spun acest lucru pentru că micul benefic, planeta banilor și a iubirii, Mercur, planeta comunicării, planeta drumurilor, Ambele se află la tine în zodie în această săptămână și te ajută enorm de mult. Și anume, indiferent unde mergi, indiferent ce faci în această săptămână, ești extraordinar de bine susținut pentru că vocea ta o să fie auzită. Vezi că poți să-i hipnotizezi pe ceilalți pur și simplu cu aturile tale. Este o săptămână în care ar fi bine să îți faci în sfârșit acele schimbări, poate chiar fizice, la modul în care arăți, poți să-ți schimbi, știu eu, hainele, poți să schimbi modul în care arăți, poți să te concentrezi foarte bine pe tine și bineînțeles că strălucești pur și simplu. Vei avea ca o aură hipnotică asupra celorlalți. Foarte important este faptul că în această săptămână ai uriașa ocazie să cunoști o nouă persoană. Asta dacă ești singur sau singură. Iar cei care vă aflați într-o relație, în această săptămână, lucrurile se pot vindeca. Deci, în sfârșit, reușești să-ți clarifici ceva important. În sfârșit, poți să faci ca lucrurile să funcționeze într-un mod mult mai benefic pentru tine. Și asta este absolut fantastic! Da? Pe de altă parte, pe 22, soarele intră la tine în zodie, și începând cu această perioadă începe sezonul tău, și normal că de săptămâna viitoare, și respectiv filmările pentru decembrie vor începe cu zodia ta, pentru că e sezonul tău și este ca un cadou din partea mea pentru tine. Bun și asta înseamnă că timp de o lună de zile vezi că ai o energie absolut fantastică, e momentul tău în care ai o intuiție bună, poți să te afiri, poți să comunici foarte mult cu ceilalți, ai foarte multă deschidere pe tot ce ține de spiritualitate, străinătate, studii înalte, tot ce ține de zona aceasta înaltă a vieții, tu ai foarte multă deschidere și bineînțeles că cei mai mulți săgetători au ocazia acum să facă absolut tot ceea ce își doresc. Mai ales că în această săptămână, Jupiter, guvernatorul tău, reintră în mers direct, da? Și urmează o perioadă mult mai bună, dar o să discutăm imediat. Mai am o informație să-ți transmit și anume, pe 23 avem o lună nouă în semnul tău și e un moment în care poți să-ți pui o dorință. Poți să-ți pui o dorință pe tot ce vrei tu, da? indiferent de domeniu. Chiar de data aceasta ai o libertate absolut fantastică. Ai o susținere în egală măsură în această dorință legată de casă, familie, legată de trecut, da? Poate chiar îți dorești să mergi într-o nouă etapă a vieții tale în general vorbind și e ok, tot înainte. În egală măsură ai foarte multă susținere în toată această poveste pe zona financiară asta e absolut fantastic. Iar norocul pentru tine vine chiar de pe casa 10. -a, da? Vine, de, vine din zona carierei. Adică e un nou început care pe lângă faptul că o să-ți schimbe viața și nu-ți imagina că de pe 23 încolo gata se schimbă viața la 180 de grade. Pentru unii e posibil. Da? Dar repet, sunt lucruri extrem de benefice, extrem de frumoase. Chiar îmi place foarte mult această lună nouă, foarte mult. Bineînțeles că în următoarea jumătate de an, dar știți regula, nu peste noapte. Da, pentru unii e posibil așa să se întâmple o minune, dar nu e valabil pentru toți să Deci, poți să pui bazele pe 23, câteva zile înainte, câteva zile după, la o etapă absolut magică din viața ta, care poate să te urce undeva sus, chiar mai sus decât ai visat vreodată. Apoi, Așa cum îți spuneam, pe 24, Jupiter, guvernatorul tău, intră în mers direct în semnul peștilor și se mai rezolvă niște probleme acolo legate de zona imobiliarelor, legate de casă, legate de familie. Lucrurile încep să funcționeze mult mai benefic și ai foarte mult ajutor din partea acestora. Apoi, mai am, informație, mai am o informație foarte puternică să-ți transmit și anume, vezi că acolo unde lucrurile nu prea funcționau în general în relațiile cu ceilalți. Nu mai înțelegeai nimic. Nici tu, nici ceilalți, cei care aveți copii și nu vă mai înțelegeați, cei care sunteți într-o relație și lucrurile erau așa ca un haos. Ei, în această săptămână ai foarte multă susținere să organizezi lucrurile, că e vorba de organizare, date te organiza, atenție, de pe o zi pe alta. Sau e vorba de um, Poate chiar de a petrece mai mult timp ori cu familia, ori cu persoanele dragi ție, poate chiar ți-ar prinde bine câteva plimbări, poate chiar ar fi bine să vă concentrați foarte mult pe niște discuții, dar discuții așa serioase, organizate, cu respect reciproc. Asta e foarte important. Da? Deci rezolvi multe lucruri. Bun, cam atât în mare parte. Hai să vedem acum ce îți transmit și arhanghelii pentru această săptămână, deoarece este una magică pentru toată lumea. Personal abia o aștept. Hai să vedem. Mesajul pentru tine este trezirea sufletului foarte frumos. Numerele importante pentru tine sunt 1, 7, 8, și 17, iar culorile importante, așa cum ai putut observa, sunt portocaliu, roz, mau. Da? posibil o persoană șatenă sau blondă să aibă un rol important în viața ta. Arhanghelul Sandalfon este cel care te ghidează, cel care te ajută în această săptămână și îți transmite următorul cadou, următorul dar te ajut să trezești sufletul și astfel să ai acces la energia subtilă, sublimă a iubirii divine, nesfârșite. Foarte frumos. Săptămână cu viața în roz Hai să vedem. Ce se transmite și tarotul, pentru că sunt curioasă în egală măsură. La baza pachetului pentru tine este 3 de monede foarte interesant, deci o săptămână în care relația cu grupurile mai mici de oameni e foarte importantă, însă văd aici clar că e ca și cum înveți ceva nou, analizezi ceva nou, se deschide o perioadă extrem de benefică pentru tine. Uh, mai avem aici cavalerul de cupe, romantism, seducție, păi dragi săgetători, pentru unii așa cum am spus, poate să apară o nouă persoană, fără dar și poate. Chiar sunt foarte mari șanse prin intermediul prietenilor, prin niște cursuri pe care le faci. Prima carte nebunul, wow, ok, um, nebunul vorbește de un nou început, de o nouă etapă, dar în egală măsură poate să vorbească și despre o nouă persoană care apare în familie, în viața ta. Um, sunt așa niște fluturi în stomac în momentul în care m-am conectat la această carte. Să știi că e o săptămână în care vei simți lucrurile extrem de uh, intens și o să te simți ca un fluturaș. Așa așa simți să, să să-ți transmit. Cartea asta mai vorbește și despre eliberare pentru tine. Poate e vorba și de un copil sau de o nouă etapă în care tu alegi să mergi. În mintea ta, trei de cupe, trei de cupe vorbește despre o celebrare, despre o bucurie pentru sufletul tău. E vorba de o petrecere care poate avea loc la muncă, sau e vorba de o zi de naștere. La mulți ani, dacă îți sărbătorești ziua în această perioadă, Simt că, nu știu, e o săptămână pe care nu o vei uita ușor, dar într-un sens pozitiv, pentru că vei trăi niște emoții, vei avea parte de niște treziri uh, unice. În inima ta, asul de cupe, foarte frumos, asul de cupe vorbește din nou despre un nou început, despre o veste de pace, o veste frumoasă, o veste uh, liniștitoare, da? Uh, și așa cum am spus, în unele cazuri e vorba de o nouă persoană care apare sau de un moment în care tu pur și simplu conștientizezi adevărata ta strălucire. La baza manifestărilor tale avem regele de băte, și anume că poate talentele tale sunt apreciate. Poate chiar este o săptămână în care. Uh, reușești să negociezi, reușești să-i convingi pe ceilalți de diferite lucruri și văd aici o persoană foarte importantă în viața ta, poate să fie cartea ta și tu să ai această energie sau e vorba de o persoană dintr-o zodie de foc, da, ca și tine, un berbec, un leu sau un alt săgetător. Dacă ai afaceri, apropo, deci pentru săgetătorii care au afaceri, dragi săgetători, vă pune Dumnezeu mâna în cap începând cu această săptămână. În exterior, nouă de spade. Păi nouă de spade vorbește despre o persoană ușor stresată. Bineînțeles că ceilalți își fac griji da? pentru că nu sunt deschiși la aceste schimbări. Poate păi chiar simt aici să-ți spun că sunt lucruri pe care tu ți le-ai dorit de mult timp, în mod special în ultimele săptămâni. Ți-ai dorit acea pace, ți-ai dorit acea rezolvare și în sfârșit ea apare. Doar că este adevărat, sunt persoane pe aici care nu prea sunt de acord. 2 de băte următoarea carte, 2 de bâte vorbește despre o persoană care ori se află într-o altă țară, ori e o persoană care uh, este pusă într-o așteptare mai mare și în egală măsură văd pe cineva care își face niște planuri pentru un viitor mult mai îndepărtat. Da? Uh, de asemenea, văd aici foarte mult progres, văd foarte mult. Uh, um, Înaintare, da? E cineva care e puțin stresat în legătură cu viitorul. Poate să fie o persoană din familia ta, persoana iubită, un copil, un prieten. Ultima carte pentru tine, 5 de cupe. Da? 5 de cupe să știi că vorbește despre faptul că. E aici cineva în jurul tău care nu este deschis sau deschisă în fața acestei schimbări. Cineva care este prins către trecut. Poate pentru unii e vorba de faptul că cineva parcă, nu știu, vrea mai multă distracție sau e cineva care nu se simte suficient apreciat dintr-un anumit punct de vedere. Da? Uh, sunt emoții din trecut, dar pe de altă parte vezi că e ceva ce se întâmplă, nu știu, la locul de muncă sau e ceva legat de viața ta uh, socioprofesională, pe acolo ceva se întâmplă, pentru tine e de bine, ești bucuros, ești bucuroasă, doar că e o persoană care ea nu o să-i convine acest aspect. Da? Și asta e interesant. Da? Uite, o primă victorie, o primă deblocare pe care o ai aici, iar iarăși foarte puternic se vede. Dragi săgetători, acestea au fost previziunile generale pentru următoarea săptămână. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te iubesc, te îmbrățișez. Și dacă ți s-au potrivit mesajele, te aștept cu drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal și de asemenea te invit cu drag și la previziunile zilnice pe zodi te invit să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă și butonul de like, funcții gratuite pentru toată lumea și de asemenea te invit cu drag și la alte previziuni pentru Zodia ta care sunt prezente pe acest canal de YouTube. Te îmbrățișez și îți doresc să ai parte de o săptămână cât mai frumoasă.